Primăria Vaslui are în evidență 30 de persoane vârstnice care ar avea nevoie de îngrijitor. Sunt multe cereri care solicită angajarea pe postul de îngrijitor, dar acest lucru se face doar în condițiile în care avem și posibilitatea să angajăm, în strânsă corelație cu cererile beneficiarilor. Ideea de bază este că angajările se fac conform ultimelor prevederi legale, adică de raportat la numărul de angajați, 15% sau de 1-7. Și noi trebuie să dimensionăm acest fenomen în funcție de fondul de salarii și eventual ne determină să prioritizăm acest fenomen în funcție de greutățile și problemele acestor beneficiari. În cazul în care primăria va primi banii necesari pentru deblocarea posturilor, cei angajați ar primi salariul minim pe economie, adică 670 de lei. Cei mai mulți vasluieni sunt de părere că această sumă ar fi mult prea mică față de munca depusă. Este nevoie de multă muncă, că el are nevoie, eu am avut și trebuia să iau și rețeta și trebuia să iau și grija, că era bolnav. Și alergam peste măsură. Eu am avut așa o situație, am fost de ajutor și chiar să o simțiți și pentru mine. Nu mai mâncam la timp, nu mă mai odihneam la timp. Ar trebui mai mulți bani, nu numai atât. Eu o sumă prea mică. Bătrâniți și cu problemele lor, noi suntem mai tineri, nu-i motivează absolut deloc 600 și suma asta să facă atâtea sacrificii. Făcând o comparație și cu ceea ce se întâmplă în afară, pentru că și în afară sunt foarte multe persoane îngrijite de români plecați de la noi. Da, dar sunt motivați de altă sumă. Bine, nu pentru acolo, pentru aici. Ei cu banii ăia și susțin o familie întreagă aici. În prezent, la nivelul municipiului Vaslui, doar 22 de bătrâni aflați în evidențele primăriei au îngrijitori.